11 februarie, azi fac 10 ani de relație cu Deni. 10 ani de când ne-am cunoscut și am fost așa mai oficial împreună. Azi o să filmăm probabil cel mai cerut video pe care voi ni-l scrieți în comentarii atunci când vă cerem idei pentru vloguri. Deci azi o să filmăm cum am cunoscut cu Deni, în mare parte așa povestea noastră. Rămâneți cu noi pentru că o să încercăm să-l facem așa cât mai real. O să vă atașăm poze cu oamenii prin care ne-am cunoscut, o să atașăm poze cu noi de acum 10 ani, de acum 8 ani și așa mai departe. Așa că până Deni mai are de aspirat un pic în casă, am prostit-o că viu numai să filmez un pic. Dar de fapt, ai grijă, noi mergem să-i cumpărăm și un buchet de flori. Pentru că dacă tot facem astăzi 10 ani de relație, să ai grijă, viața. Trebuie să-i cumpăr și ceva, nu? Bine că după aia o să urmeze un vlog separat cu petrecerea de 10 ani de relație, pe care am găsit un loc liber la o cabană lângă Media și de-abia săptămâna viitoare. Hai. Deci, mergem să-i cumpărăm flori la Deni. Acum mergem să cumpărăm niște flori la mami, să-ți cumpăr și ție, că nu se poate să cumpăr la mami și ție nu. Și-ți cumpăr și gumă dacă găsim, da? Hai amintă. Din aia mică, da. Ai amintă mică? Am plumbă. Au, aici-s florile. Hai să vedem. Aici-a Toli. Aici-a Toli. Că mă sună aici? Deni. Ocupat. Hai să vedem. Bună, bună. Ce-ai dori, prieteni? Aș dori niște trandafiri. Nu te numi, dacă vrei mai mult, îți dau de acolo. Nu vreau două buchete așa de câte 7, da. Alege două, cu 7, 1, 2, 3, 4. Hai aici, mami, care îți zici să le luăm? Păi alea numai cu 3, hai ia de aici. Na, hai aici să-ți arete, tanti. Hai, hai aici. Da, da, frumoase, pe ce nu te-am. Uite, 1, 2, 3, stau cu 7 fire, care vrei? Uite, mie îmi place ăsta, tu ce zici? Scoate-mă pe asta. Nu, mami, dintre alea 3. Să luăm cu 7. Sau unul, o auzi. Uite, hai, uite, alegi sau ăsta sau ăsta, care vrei? Care vrei din alea două? Nu tu, mami, dintre ăsta și ăla. Ăsta cu alb și cu alb. Nu ăla tu, că ăla-i cu 5. Ăsta sau ăsta, îți place ăsta mare? Ia, nu, dă-l la verde. Vezi că s-o luat asta. Cât face? Normal e 6 lei. Miroase fain? I-au mai primit de la femeie una. Garofă sau ce e aia? No, că s-o rupt. Vai, tanti, ce flori mi-ai dat. Nu iau aia mică, iau partea aia mică. Da. Nu mai pot să pui la loc. M-a sunat Deni, acum merem acasă, merem înapoi de unde am filmat, pentru că chiar ăla e locul unde ne-am cunoscut. Și o să vă explicăm acolo mai exact cum, când și așa mai departe. Ciao. Cine e fata asta? Ciao, Munisa. Ciao. Isu. Bine, mă, tu. Stai așa, că am ceva pentru tine. Ți-am luat și flori. Și eu da și tanti ei o floare. Și mai este asta. Asta e la încuprava iubirea asta la alta mea. Da. Ține-l tot tu. Așa, da, hai să mă arăt. Deci, hai să vă arăt unde stau eu. Așa. Unde și-a pus tanti Mihaela hainele la uscat? Băi, tanti Mihaela, fix acolo le-ai pus, nu? În fine, eu stau acolo unde porta aia neagră. Ca să o știți că avem vloguri o grămadă de acolo. Da? Ce? De foc. Să dau foc, hai. Așa. Dă-mi coci. Hai să mergem acolo, că ești neodomeni, hai. Deci, acolo unde v-am arătat că și-a pus tanti Mihaela hainele, mai în spate porta aia neagră, acolo stau eu. E curte comună
Și eu stau chiar în spate separat. Și intrarea o am pe acolo, dar deși legal ar trebui să o am intrarea grădiniței normale a noastră. Grădinița trebuie să intre prin spate. Acum să vedem ce-ți face domn primar. Ui mă, când eu luam, mă, fetele astea loc, mă. Să vedem ce face domn primar, că deja se împute aici cu parcările și cu alea și nu ne mai convine și trebuie să ne dea locul. În fine. Deci, până am vorbit eu cu voi nici un minut, am ajuns la locul unde ne-am cunoscut. Aici ne-am cunoscut noi, măi oameni, mă, ca în filme, mă, nu așa, mă. Ca în filme, mă. Adică, fii atent să mă, să mă corectez dacă mai greșesc. Hai sus, inima. Cam pe la, prin 10 februarie, nu? 2014, ai venit prima dată la bloc cu Codruța. Ce 10, mă? Dar pe la sfârșitul lui ianuarie a fost. 100%. Nu râde, eu ți-am să mă corectez, nu. Să corectez, frate. Nu, eu mă refer când am jucat aici, când ai vinde, jucam fotbal. Prin ianuarie, mai devreme. Bine, nu, prin ianuarie, jucam aici fotbal. Cine era tu? Eu, Dudu, sigur. Da, deci, pe la începutul lui ianuarie 2014, ăsta era locul nostru de fotbal, adică de când eram mici aici am jucat fotbal. Nu, a meu și a ei, a meu și a lui prietenii mei. Și în ziua aia jucam 100% fotbal cu Dudu. Cine mai era oare? Sică, Sergiu? Cred că Sică. Sică. Eram 4 în total, dar nu mai știu care era la alt. Cred că Sergiu. Da, ne jucam aici fotbal. Și noi avem o prietenă comună. Pe Codruța. Care e asta aici, în blocul ăsta. O să vă las aici, două, trei poze cu Codruța. Pentru că într-un final, datorită ei ne-am cunoscut. Au venit la bloc cu ea. Dudu pe atunci având o cameră șmecheră de poze din aia Canon sau nu știu dacă am pronunțat bine. Și eu venit să-i ceară la Dudu camera să meargă să-și facă poze pe platou. Ați fost acolo la numărul 3? Nu, pe platou. Nu la grădiniță. Nu, pe platou la numărul 3. Ne vedem, fain? Da. Viște aici cu noi? S-a dus cu Codruța. Ca prin trage, mulțumim. S-a dus cu Codruța și-a făcut poze acolo, mai găsim două, trei poze. Dar stai să zicem înainte de poze. Înainte, unde l-am așteptat pe Dudu? Mai știi să vină cu aparatul? Deci noi jucam fotbal. Stai că vă zic eu. Zic. Dudu s-a dus în casă să aducă aparatul și nu mai știu, era frig sau l-au trebuit acasă. Era zăpadă, nu mai zăpadă știu, da. Era ianuarie. Și-a zis că haideți la mine să-l așteptăm pe Dudu și m-am dus eu cu Codruța și cu el. Gata. Mai încerc. Și ne-am dus sus la el în cameră și așa să ne impresioneze, nu știu, mici pe Codruța sau bar n-am. Și-a deschis dulapul, unde era ciorap și șosete, un raf, și un raf era plin de prezervative. Și-o ziceam eu aici, și-a luat un prezervativ și l-a băgat pe picior. L-am băgat până pe aici și l-am băgat. Vai. Până pe aici l-am băgat pe picior. Glume de-a mea are, nu, că ce să te impresionezi că ai tu. Și mă gândeam, Doamne, ziceam în capul meu, Doamne, să plec odată din casa asta și să nu mai viu niciodată. Nu am zis țiganul, dar am zis că să plec, să nu mai viu, am zis, dar nici nu mai viu niciodată. A. Da, și după câteva zile, o săptămână, iar m-am dus. După aia, te-ai dus, ți-ai făcut poze? Da, după aia nu ne-am mai văzut, după aia mi-a scris el pe Facebook că nu vreau să mă duc pe baraj, să ne dăm cu schiurile. Așa, și ne-am dus pe baraj. Da. Hai să mai arătăm acolo unde am fost pe baraj. Hai zic. Ce ai găsit? Ce e aia tu? Mămăruță tu, mami, tu! Mămăruță, ruță, suie-te, căruță! Nu o omorâ, mami! Bă, aici stă tantilața, femeia asta, nu-i lăsa să ne jucăm fotbal. În fiecare zi, mă, aia era bucuria noastră, fotbalul ăla. Ieșeam fiecare zi de 2, 3, 5 ori pe zi. Bă, bă, lăsa la vasul meu, că noi toți aici stăteam, mă, unde să ne jucăm? În drum, aici? Da, uite, acolo trebuie să ajungem noi. Sus, pe dealul ăla. Da? Bun, bun. Floare la urechi, așa-i? Da. Deci aici a fost prima noastră întâlnire mai neoficială, sau cum? Mai nenimica, că nu mai ne-am nimica. Vorbit. În afară să-mi dai o țigară și un foc. Aici ne-am văzut
prima dată, așa știi, în care eu i-am zis, hai să mergem, mă, să ne vedem, hai, să facem ceva. Hai să ne dăm ceva. Cu schiurile, ne dăm cu schiurile. Și noi stăteam aici cu schiurile, ne mai dădeam și n-am vorbit nimic deloc cu ea. Nimic, deloc. Nimic, că atât am văzut scap. Am vorbit cu tine și tu n-ai vorbit. Păi nu, nu am vorbit, că n-am... Mă uitam așa numai la ea și eu știi și ea... Au zis că are emoții, săracă. Și n-am vorbit nimic. Am plecat acasă și mi-a scris, după aia mi-a scris că n-a luat cafea sau mai știu ce. Și am zis, pe ce, să viu iară, să nu vorbești. Au zis că a avut emoții și de aia nu a vorbit. Merem și acolo la cafea? Prima noastră întâlnire așa oficială a fost aici. Înainte se numea Pizza Roma. Acum se numește Premier. Și am stat exact la masa asta, numai că era una singură, acum sunt două și era aici în colț. Și stăteam așa, noi bine, că nu știa de nici de latte, macchiato și de... Ți-ai luat și tu cafea din asta. Nu, e adevărat cu latte. Nu, 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 cafea normală ți-ai luat cu lapte de la început, de la... Numai de aia, au avut pe prea mea, cred că. Ba, prea mea, ai zis că 30 de ani trecut. Nu, nu știai că erai crescută la bloc acolo, mă, acolo stăteai de... Stăteam, povesteam noi așa, nu știu ce, și la un moment dat... De emoții, că altcum nu-mi explic, nu știu cum o da cu mâna. Dar cred că tu ai vărsat-o, nu că tu ai vărsat-o, nu mi-am bătut joc de tine atâta timp. Da, și mă gădeai vărsat-o. O dat cu mâna și-o vărsat cafeaua pe masă, o pun masă. Și eu am zis, dar tu, Deni, tu nu așa se bea cafeaua. Ți-i minte? Deci tu ai făcut. Tu! Nu așa se bea cafeaua. Că i-au crezut că trebuie să o torni pe masă și să sorbi. Nu, trebuie să iei din ceașcă și bei așa. Vai. Cam asta a fost prima noastră întâlnire. Foarte faină întâlnirea. Știți că eu am plătit cafeaua. Dacă eram pătut, ce vrei? O să hai să mergem să bem o cafea. Și am venit, am băut-o și eu am plătit-o. Ce să facem tu, Deni? Asta a fost vremurile. Așa. Deci, 11 februarie 2014. E așa data oficială de când suntem împreună. Și nu ne-am cunoscut cu mult timp înainte, de prin ianuarie. Până atunci nici eu nu știam că ea există, nici ea nu știa că eu exist, deși ea stă acolo unde e blocul, deci cât să zic, de aici, de la locul ăsta, vreo 70 de metri. Și eu de la locul ăsta, în partea aia, încă vreo 300 de metri, să zic. Și nu știam că ea există, ea nu știa că eu exist. Mergeam în aceeași discotecă, an la rând, în, cum îi zicea, Color sau Tabu? L-am prins când îi zicea și Color și Tabu. În aceeași discotecă nu ne-am văzut niciodată sau poate ne-am văzut și nu ne-am... Dar n-am băgat de seamă. Ne-am uitat că pe atunci se făceau poze în discoteca aia și se posta pe pagina lor. Și ne-am uitat să vedem dacă... Să nimerește într-o poză să ne vedem amândoi, da? Amândoi nu. Separat. Fost în seara aia, păi ea, dar separat da. Poză cu tine și poză cu mine și știam că am fost și în seara aia. Dar amândoi nu ne-am nimerit. Încă ceva... Interesant, să zicem așa, locul ăsta unde am fost la prima cafea, aici am făcut și nunta. În altă sală. Păi nu, că e aici lipită, tot de ăștia aparține. Aici am făcut nunta pe data de... Pe data de... 27 iulie 2019. Și cununia când am făcut-o? Cununia am făcut-o... 21 decembrie. Cât, mă? 2017. Vă știți ce a făcut ăsta? Noi atunci nu erau să faci invitații la cununie, le făceai numai la nuntă. Și cum oamenii erau majoritatea plecați în altă țară, le scriam pe Messenger. Și le-au spus la oameni să vină la cununia noastră în 23 decembrie. Dar n-am făcut în 23 decembrie cununia. În cât am făcut-o, mă? 22 sau 21. 22. Sau invers, în 21 și nu, eu le-am zis în 22. Nu, în 23. Nu mă fac să caut în calendar să vedem când pică sâmbătă. Nu mă fac. Și am făcut... 22 decembrie a fost data, normal. 22 decembrie 2017. În 2019 am făcut nunta. În 2016 am plecat amândoi în Germania. În 2016. Eu am plecat în ianuarie și eu am venit în mai. Înainte de ziua ta. 10 sau 11 mai m-am dus eu, 2016. Uh-huh. Deci în 2016 am fost în Germania. Ne-am dus în Germania, părinții și familia ei totuși acolo. Am stat la început la taică-s-o 7 luni. După 7 luni lucram pentru BMW, făceam bări pentru BMW. Era ceva bine, adică și câștigam ok pentru vremea aia. Și după aia bine, acum în mare, așa, s-au angajat Deni când m-am dus eu, lui a lucrat la MEC, după aia a venit și ea în fabrica asta.
cu Chiu și cu Vaica, n-am vrut. Nu, prea, nu prea vine să mă uit la cameră, că tot trec oameni, tot îi cunosc. Ghetul. Da, îi cunosc pe toată lumea, mă știe, știu și eu. Nu te știe nimeni, mă, omule. După ceva timp, după vreo 2 ani de Germania, să zicem așa, să zicem așa, au fost unu și, atunci zicem unu păi și... Dar să nu băgăm oamenii în eroare. Păi nu, aproximativ, oamenii știu că nu, dacă zicem dată exactă, s-o puteau ei, nu? După vreo 2 ani, Deni a rămas gravidă și în timp, și după vreo o lună, așa să zicem, după ce a rămas gravidă, ne-am dus în Praga, acolo am cerut-o de soție, dacă aș mai găsi și video-ul ăla, că am. Da, nu știu dacă l-am întâlnit la mama ta. Da, trebuie să mă uit. Deci dacă o să las aici video, trebuie undeva ei, cum am cerut eu în Praga. I-am dus la un chinez și am zis, ține așa telefon și filmează pe engleză, să gândește pe ce am apucat să zic. Eu nu știam eu să așa. Și ăla ținea, au făcut și două poze, au și filmat chiar în momentul în care m-am pus, nu prins chiar cum trebuie. Ba, dar urâtă filmare. Da, nu, a fost să înțelege ce acolo. M-am pus jos în genunchi și de emoții, eu am crezut că i-am zis vrei să fii soția mea, dar nu i-am zis. Păi zic, da sau nu? Ea stătea așa, aștepta să-i zic, eu am crezut că am zis de emoții. Și m-am uitat la ea și am zis, păi ce să zic, mă, omule? Păi zic, tu vrei sau nu? Păi ce să vreau, mă? Păi ce ți-am zis? Păi nu mi-ai zis, mai întreabă o dată și m-am întrebat, păi vrei să fii soția mea? Ăsta îs, un romantic și jumătate. Și după 3 luni de la sarcină, s-a nimerit de-a venit maică sa, socră mea, la noi, în vizită și atunci o trebuie să mergem la controlul la care s-ar fi putut să ne spună sexul la copii. Ne-am dus acolo, atunci a fost și o prima dată, că așa s-a nimerit cu lucrul, nu puteam să mă duc cu ea. Și atunci m-am dus și o prima dată și așteptam să zic, ne-au zis că acum o să auzi bătăile inimii și așa mai departe. Eram eu cu maică sa și cu Deni acolo. Nu știu ce face omul ăla. Îi făcea omul acolo doctorul, cum îi zice. Și la un moment dat se întoarce el așa către noi și zice nu mai are bătăi de inimă. Deci ceea ce însemna că o pierdut sarcină. Ăla cred că a fost cel mai greu moment din viața mea. Da, nu. Trebuie din astea prin viață. Cred că mă rog pe tine. Bun, după faza aia, mult timp, am plâns, am mult timp. Mi-a fost foarte greu. Între timp, am plecat de la fabrica aia. Bine că și aici e mai complicată poveste, dar am văzut că așa rapid pe mama. Deni a rămas la fabrica aia, eu am plecat de la fabrica aia că eu nu mai suportam oamenii de acolo, că mai ales nemții ăștia sunt foarte... În fine, am plecat de acolo, până acum n-am zis că n-am avut voie să zic cât am lucrat acolo, dar acum nu mă interesează. Am lucrat 4 ani jumate după fabrică, am lucrat pentru armata americană. Aici am sigur să vă las poze, am să vă las videouri, am să vă las, că nu mă mai interesează. Am lucrat 4 ani jumate pentru US Army. În bază. Între timp, după cât timp? Adică nu după cât timp, zicem, mai mi-e ușor să vă zic anul. În 7 mai 2021 m-a apărut Isuca. Eu știu că vine vorba de aia, eu nu plec de șcherdat. M-a apărut Isuca, care n-are rost să nu mai prezint și așa. Că toată lumea o știți. M-a apărut Isuca. Care, apropo, e un copil curcubeu. Da. E un copil curcubeu, așa se spune când copilul care vine după o sarcină pierdută. Poate de-aia atât de specială. Și mai face vlog. Și în 2023, august, ne-am întors acasă din Germania, după 7 ani și jumătate aproximativ. Suntem bine, filmăm vlogul ăsta în care noi am împlinit 10 ani, sufli nenău aici, să vrem aici oamenii. Dar du-te dincolo, du-te acasă, sufleți nasul. N-aștept. Păi eu vorbeam, nu mai știu ce am zis acolo. Ai zis că ne-am întors acasă. Nici nu știu.
Ne-am întors în august 2023. Lasă-mă tu pace. Du-te mă și mă. Nu că pun, pun. Pentru oamenii mei pun. Ne-am întors acasă, filmăm vlogul ăsta în care noi facem 10 ani de relație și de la nuntă câți ani? 2019, 5 ani, plus minus? De la cununie, frate, din 2017. Nuntă, tu la... Ce nuntă, mă, că tu știi cununat în 2017, nuntă ai făcut numai, nu știu, că ești tot mai prost. Aia, aveți atâtea numere și dăți și... Așa. Acum... S-a nimerit, că v-am zis că noi ne-am cunoscut prin Codruța, s-a nimerit de... Ea locuiește la Cluj de mulți ani, de vreo 10 ani, 9 ani, 8 ani, nu știu. Și s-a nimerit de a venit acasă, la Mediaș. Și s-ar putea să apară și ea în vlog, că i-am zis să vină la cafea, să vină dacă poți să vină. Ia-i Codruța! Tu știi că datorită ți-ai mâncat asta 10 ani din viață? Datorită lui asta mi-am mâncat mult a 10 ani în viață. Și că datorită lui asta mi-am mâncat tot atât. Nu-i tot aia. Hai, hai tu, mediatul, să vezi ce s-a dus tu. Ce? Aici, să văd și eu unde merg. Wow!